Salut, Alin! Salut, Simon! Mulțumesc frumos că ai dat invitația noastră să ne prezinți mașina ta, da? Și anume un Audi S7. Spune-ne, te rog, ce are deosebit mașina asta față de alte S7, în sensul că sună demențial. Mașina are o evacuare Miltec. Miltec. Miltec salată pe ea. Este chatback. Evacuare coadă. Da. Cap coadă. Catalizatoarele, am renunțat la ele, da. Să pot auzi așa cum trebuie motor V8. Este sunetul natural și este ceea ce trebuie. E o evacuare foarte, foarte bine reușită. Nu este foarte gălăgios. Foarte gălăgioasă dacă mergi sportiv. Nu este nici foarte deranjantă dacă ești la ralanti. Ce vreau să te întreb? Mașina vine cu motor V8 stock, da? De 4 litri biturbo, nu? Da. Cu 450, ai spus? 420 de cai. 420 de cai, scuze-mă, da. Tu, din câte am înțeles de la tine, nu te-ai mulțumit cu atât. În ideea în care ai montat și evacuarea, un soft, ai spus, și niște, ai schimbat turbinele, nu? Da, au fost mai multe schimbări făcute. Unele de R7. Da. Inițial am spus că e suficient, 420 de cai, dar niciodată nu e suficient, așa că am apelat la niște specialiști din VGA pe montaj. Și mi-au făcut un soft foarte reușit. Am montat turbine de R7 pe ea. Adică practic ai făcut un R7. Un R7, dar că un pic mai puternic decât R7-ul stock. E un R7 performance, ca să spunem așa. Momentan dezvoltă 596 de cai, 6 de cai și 771 de newton cuplu. Adică tu acum practic ai un R7 performance. Practic, da. Și teoretic. Bun, cea mai bună variantă acum, am mai spus o dată și în clipul cu S5-ul, e să-ți iei un S576 și cu o sumă mai mică decât diferența, să achiziți un RS, poți să ți-l faci chiar RS sau mai puternic decât sau un RS. Chiar mai puternic. Mie mi s-a părut asta mai inteligent. Mașina pe care eu o urmăream și opțiunile pe care le-am pe această mașină, vreau să le am și pe un RS7 și am pus în balanță, era diferență de vreo 40.000 de euro. Oho. Înțelegi? Și în mașina asta, suplimentar, am băgat undeva la 10.000. Deja este peste RS, este un RS7 performance. Următorul pas ar fi să o duc în stage 4. Asta înseamnă 800 de cai, nu? Da, înseamnă 800 de cai. Ar însemna și alte ambreiaje. Da. Un ambreiaj Revo. Și un stop la cutie. Și un soft la cutie, să ajungă undeva la 1000 de newton cuplu și 700-750 de cai putere. Momentan spun că e suficient, dar peste vreo lună sau două, posibil să mă răzgândesc. Da, într-adevăr, e greu să găsești o mașină cu atâtea opțiuni cum este a ta. A ta este mai mult de atât, nu ai ce să pui pe ea. Da, mai mult de atât nu ai ce să pui pe ea. Și cea mai tare opțiune, mi se pare în continuare și o spun tuturor, frânele ceramic, că mi se pare cea mai tare opțiune. Da, cea mai tare și cea mai scumpă în acela. Da. La timp. Mulți fug de ele în ideea în care zic că nu merg pe circuit cu mașinile și zic că nu au rost. Eu consider că atunci când îți iei o mașină de o anumită putere, este foarte important să o poți opri. Am mai avut un S7, nu am avut frene ceramică pe ea, nu s-a terminat așa cum ar fi trebuit, nu a fost un happy ending. Și mi-am spus că data viitoare nu voi mai cumpăra mașină sport dacă nu va avea frene ceramică pe ea. Și cea mai bună opțiune asta este și cea mai bună alegere pe care o poate face cineva dacă vrea o mașină mai mult de 300 de cai, părere. Da, în ideea care la fel de e într-adevăr mai scump la mentenanță. Și cea mai costisitoare, da, exact. Este cea mai costisitoare, dar merită toți banii. Un schimb de plăcuțe față, spate și manoper ajunge undeva la 2000 ceva de euro. Dar are o durată de viață de 4 ori mai mare și siguranța nu se compară. Pe ploaie am auzit că e problemă mare. Pe ploaie e problemă, te cam sperii prima oară, apeși pe frână și nu se întâmplă nimic. Da, asta mi-a spus-o și domnul care a filmat cu R7, la fel. Pe ploaie sau când sunt reci, da, este o mică problemă cu ele. Da, dar se căzesc de repede. Pe ploaie, exact. Frânezi un pic mai des. În mașina o folosești pe circuit? Mașina urmează să intru cu ea pe circuit la Academia TT Aur. Am folosit-o foarte mult în călătoriile mele în Europa, cel puțin pe Germania. Am tras cât am putut de ea, adică maxim. Și în rest e o mașină de zi cu zi. Da,
iau de fapt. Deci m-aș distra în continuu cu evacuare. Și tu faci la fel, nu? Exact la fel fac și eu. Am momente când sunt supărat, mă urc cu mașină, ies la plimbare și uită toate. Uită toate. Extraordinar. Sunt foarte mulțumit de ea. Ca și mentenanță nu e o diferență, să spunem. Bine, e o mașină sport. O mașină de lux, e un sedan de lux. Schimb de obicei... Da, asta este un lucru la Audi, apropo de a spus un sedan de lux. Este un lucru care mie cel puțin mi se pare cel mai tare. Să combină perfect sportul cu luxul. Da, e perfect, o mașină foarte perfect. Bine antifonată, e super bine antifonată, e absolut tot ce dorești în ea găsești, exact, absolut exact, ca și opțiuni, exact. Ca și confort, nu mai spun că se observă după cum bine vezi. Ca și mentenanță, cum spuneam, e un pic mai costisitoare, dar se merită. Dacă știi ce dorești, se merită. Adică... Și am înțeles la tine, mașina asta tu o folosești daily. Da, e un daily car. E un daily car. Un daily car mai gălăgios. Mai gălăgios și foarte funny, foarte de fiecare dată când apăs pedala de accelerație, îmi pune un zâmbet mare pe față. Asta e când ești supărat, e bună, știi? E cel mai bun remediu. Nu știu, eu la mine mașinile sunt o pasiune, adică noi oamenii pasionați, cei pasionați de mașini, considerăm normal faptul că a cheltui bani pe mașină, a o întreține, ai schimbat totul la timp și ai dat ce trebuie mai bun și a scoate ce mai bun din ea, e un lucru normal. Corect. Oamenii care nu sunt pasionați nu ne înțeleg. Corect. Dar aici discutăm despre pasionații de mașini. Corect. Asta urmărim și să zicem și noi, oameni exact ca tine, exact ce spui tu, nu cei care au mașini de nivelul ăsta sau chiar mai bune, mai tari, ca să spun așa, și le țin în garaje. E păcat. Da? E exact. Păcat. Exact. Alino, îți mulțumim mult încă o dată. Mulțumesc. Sper să așteptăm cu o altă mașină, am înțeles, un Huracan probabil. Da, urmează, da. Vedem. Și înainte să vă spunem la revedere, mai auzim o altă evacuare asta. Bun, până data viitoare vă spunem la revedere. La revedere.